Dacă ajungeți pe litoral, nu consumați produsele cu care vin pe plajă vânzătorii ambulanți, ne spun cei de la Agenția pentru Protecția Consumatorului. Porumbul fiert sau gogoșile sunt ținute ore în șir în căldura extremă și vă pot strica vacanța. Cei mai afectați sunt copiii și vârstnicii. Nu vă lăsați convinși să cumpărați chiar dacă vânzătorii vă atrag prin rime amuzante. Da, vă rog, aici, care mai dorește? Am șulete pe coceasă de bas cu cichician. Uite-l, boss. Dacă în alte țări europene comercianții ambulanți vând pe plajă fructe exotice așezate lângă gheață, la noi primează gogoșile în ulei, porumbul fiert și merele glazurate. Curioși și plictisiți pe plajă, turiștii cumpără chiar dacă se gândesc că le-ar putea face rău. Însă, la temperaturi de peste 35 de grade, mărul glazurat nu este cea mai bună alegere. După 5 minute de când l-am cumpărat, a început să se topească glazura. 10 lei costă un porumb fiert și tot cu 10 lei se vinde și o gogoașă. Fructe de vine, un loc special amenajat. Le vinzi așa pe căldura asta, nu zice nimeni nimic? Căldura nu este, vă dați seama că omul care dorește să cumpere, treaba e bună în general. Cine le face? Cine prinde? Cine le face? Cine le face? Afacere de familie. Și nu ți-e frică că s-ar putea strica de la căldură? Nu frică. Sunt proaspete toate. Am cumpărat și noi o gogoașă direct de pe plajă și după 3 ore am mers cu ea la Direcția Sanitar-Veterinară pentru analize de laborator. Rezultatele au indicat drojdii și mucegaiuri în plină dezvoltare. Nu am încredere că nu știu cum e făcute. De desubt de glazură nu știm ce mâncăm. Absolut. Poate să fie mere luate după jos din altă parte, că nu se vede nimic. Doar polițiștii îi pot prinde și amenda pe vânzătorii ambulanți. Trebuie să desfășurăm mai multe acțiuni cu structuri ale poliției locale, ale poliției naționale, în așa fel încât să putem combate acest fenomen și de asemenea să discutăm cu operatorii de plajă. Produsele respective cu siguranță nu trebuie consumate. Sunt produse ce pot avea efecte extrem de negative asupra sănătății celor mici și de ce nu și a celor vârstnici. Potrivit autorităților, dacă sunt prinși, comercianții riscă o amendă de până la 500 de lei și confiscarea produselor.